Doamnă Strugariu, sunteți europarlamentar USR, sunteți vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere UE Republica Moldova. Cunoașteți foarte bine Republica Moldova, ați fost de atâtea ore acolo și bănesc că sunteți, ați păstrat legătura și cu autoritățile de acolo. Și aș vrea să facem un interviu, să vedem ce se întâmplă, care e contextul general al întregii regiuni în momentele acestea dificile din Ucraina, cu această invazie a Rusiei în Ucraina. Ați văzut, apropo, momentul din Parlamentul României cu discursul președintelui ucrainean Zelenski? Cum vi s-a părut? Da, l-am văzut. Am văzut și acel moment. Am văzut și momentul intervenției lui Volodymyr Zelenski în plenul Parlamentului European. Sunt momente foarte, foarte importante până la urmă și la nivel de Uniune Europeană și la nivel de interacțiune a unei națiuni și a leadership-ului unei națiuni cu unul dintre cei mai semnificativi oameni ai momentului. Aș fi vrut ca în Parlamentul României poate să ne ridicăm la înălțimea momentului. Au fost probleme tehnice, au fost mici probleme de sincronizare, de interpretarea discursului. Mi-ar fi plăcut să văd mesaje puternice ale liderilor noștri din Parlamentul României, care să transmită și dorința de sprijin și susținerea pentru perspectiva europeană de aderare și poate să dea mai multă căldură și implicare momentului. Probabil că ar trebui să ne descurcăm mai bine data viitoare. E mare diferență. A fost un moment extrem de emoționant, de exemplu, în Parlamentul European, atât de emoționant încât până și interpreții erau cu lacrimi în ochi în momentul în care traduceau cuvintele președintelui Zelenski. A fost și foarte bine organizat tehnic, a fost și cu mesaje foarte puternice. Tot leadership-ul instituțiilor europene a fost acolo în plen în momentul în care s-a întâmplat acest lucru. Aș fi vrut să-l văd și pe președintele României acolo și fiecare om în parte care practic are acest rol de lider și poate să transmită unui alt lider niște mesaje semnificative pentru acest război, pentru urmările lui, pentru cum putem să ajutăm Ucraina mai departe. Președintele ucrainean a spus, printre altele acolo, că dacă rușii vor lua, să zicem, Odessa, vor trece în Transnistria, adică vor trece în Republica Moldova, așa s-a exprimat, și că a mai spus președintele Zelenski, trebuie să oprim Rusia, trebuie să protejăm Republica Moldova. Așa s-a exprimat el acolo. Cum vedeți acest pericol de ca Rusia să treacă, ca trupele ruse să treacă în Republica Moldova? De unde și Ion Sturs a fost premier al Republicii Moldova, care acum este antreprenor și în România și în Moldova, spunea într-un interviu, parcă pe profit.ro am văzut, spunea că ăsta era planul de fapt al rușilor inițial, să ia tot sudul Ucrainei și să facă legătura cu Transnistria și să facă, spunea domnul Sturza, să facă rușii, voia să facă acolo o schimbare de guvern, totuși pe cale pagină, adică un change of control, să dea jos guvernul de acolo legitim, să dea jos pe președinta Maia Sandu de acolo. Deci, cum vedeți? Personal, dumneavoastră, cunoscând zona, eu cred că amenințarea de securitate pentru Republica Moldova este, să spunem, moderată în acest moment. Vedem un pic ce se întâmplă și în Ucraina și ne uităm la felul în care se regrupează armata, care are pierderi semnificative în acest moment, armata rusă, neanticipate. Eu nu cred că va exista o remobilizare în sensul de a ataca în acest moment o altă țară și de a face juncțiunea cu Transnistria. E destul de complicat și logistic, e destul de complicat și din... Acum da, e complicat. Din perspectiva mutării întregii resurse militare, să spunem, și a felului în care se face această
joncțiune, de altfel, dacă vă aduceți aminte, la un moment dat chiar ucrainienii au aruncat în aer niște poduri și ceva infrastructură, da, tocmai ca să nu se poată realiza o astfel de joncțiune ușor. Nu spun că nu sunt îngrijorate autoritățile din Republica Moldova și e legitim să fie, e firesc să fie, pentru că e totuși un război care e la ușa tuturor. Avem o țară care luptă până la urmă pentru securitatea întregii regiuni și mai larg pentru Europa și pentru valorile europene și pentru niște realități cu care o să ne confruntăm de acum înainte. E o geopolitică care schimbă, care se schimbă sub ochii noștri. Și o evoluție a securității regionale pe care nimeni n-ar fi anticipat-o acum câteva luni, dacă stau să mă gândesc bine. Deși experții din Ucraina avertizau, de exemplu, și mai ales experții în energie, că în momentul în care va fi finalizat Nord Stream 2, vom avea război în Ucraina. Dar, din păcate, politicienii nu prea ascultă experții și poate că nici noi n-am fost și nici Europa n-a fost suficient de atentă la astfel de semnale. Întorcându-mă la Republica Moldova, cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Cred că România, fiind stat NATO și vecină și prietenă și partener de încredere al Republicii Moldova, ar trebui să, la rândul ei, fie extrem de atentă la astfel de semnale și evident că ce face NATO acum pentru Ucraina ar trebui să facă pentru orice alt stat care e amenințat de un atac militar rus. Da, bine, acum totuși Ucraina este țară terță, nu este membră NATO și orice intervenție, dacă NATO ar interveni, să zicem, într-un fel, cu trupe pe teritoriul Ucrainei, acum vă dați seama că consecințele ar fi altele. Nu există această discuție de intervenție directă, un astfel de mesaj a fost dat încă de la început. Există, în schimb, mijloace indirecte suficiente de sprijin logistic militar, cu capacitate suplimentară care e nemilitară, dar care este activată deja în proporții foarte mari pentru Ucraina, dacă vă aduceți aminte, chiar prin mecanismul de protecție civilă, deci nu vorbesc de partea de armament aici, de la începutul războiului a fost primul mecanism activat și cred că a fost o intervenție de sprijin aproape instantanee de la aproximativ 28 de țări și de pe teritoriul Uniunii Europene și după aceea s-au alăturat și alte state acestui demers. Nu, evident că în momentul în care oricare stat care este membru NATO ar decide unilateral orice fel de intervenție militară, asta angrenează NATO ca organizație în sine și nimeni, niciunul dintre aceste state nu ar putea să ia o astfel de decizie. Exact ăsta este principiul pe care funcționează. Alianța trebuie coordonată această decizie și nu și-ar asuma probabil nimeni o astfel de intervenție. Dar, cum spuneam, indirect sunt foarte multe căi prin care se poate oferi acest sprijin. Da, dacă Doamne ferește, să zicem că Ucraina ar ceda sau ar fi cedat până acum și nu ar fi luptat atât de târz și de hotărât ucrainenii și rușii chiar ar fi ajuns în Transnistria, România ce ar fi putut să facă? Adică noi ca țară NATO ce puteam să facem să ajutăm Republica Moldova? Nu știu dacă, e o întrebare grea, nu știu dacă printr-o intervenție militară directă, exact așa cum spuneam, tocmai pentru că suntem stat membru NATO, dar prin toate celelalte instrumente indirect, exact așa cum, state care sunt membre ale NATO ajută foarte mult Ucraina în acest moment. Da. România ce ar putea face mai mult pentru Republica Moldova în momentul de față, pentru că am văzut că Republica Moldova a depus și ea cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie, da, la 2 zile după Ucraina aflată în război și drumul totuși e lung. Dacă ne amintim, noi românii am depus cererea de aderare în anul 1995. În 93 făcuserăm un acord de asociere. Până am aderat la Uniunea Europeană, a durat abia la 1 ianuarie 2007 am aderat propriu-zis la Uniunea Europeană și nici în momentul de față nu putem să spunem că suntem integrați pe deplin, pentru că am rămas cu problema justiției
MCV-ul, de atâta timp, de 15 ani, suntem cu problema MCV-ului, da? Problema noastră a justiției. MCV-ul e un mecanism de corectare, de sprijin, de practic al Uniunii Europene, de asistență. Așa, în Schengen nu am reușit să aderăm nici până în ziua de astăzi, spațiul Schengen. Zona euro nu mai discutăm, e o problemă și mai delicată și mai de durată. Deci, în condițiile astea, ce șanse au aceste țări, și Ucraina, și Republica Moldova, și cum putem ajuta noi mai mult Moldova? A deschide o perspectivă clară de aderare nu înseamnă că mâine se întâmplă aderarea sau nu înseamnă că am agreat o procedură accelerată de aderare, ceea ce nu prea e posibil. Noi suntem încă și funcționăm încă în prevederile actuale și în normele actuale europene și în același spațiu, pentru că n-am modificat nici tratate, nici legislație europeană, nimic în mod special, tocmai ca să putem să facem altfel de proceduri, dar eu cred că decizia politică e cea mai importantă aici, semnalul politic foarte puternic că în momentul în care pentru aceste state se poate deschide clar perspectiva aderării, evident că va începe negocierea pe capitole. Comisia, de altfel, după declarația de la Versailles, în care, dacă vă aduceți aminte, a fost acest semnal de voință politică din partea statelor membre și ele au spus: recunoaștem ambițiile Ucrainei de a deveni membra Uniunii Europene, luăm în calcul și solicitările Georgiei și Republicii Moldova, așteptăm Comisia Europeană să vină și să detalieze tehnic, practic, cum s-ar putea întâmpla acest lucru. La ultimul Consiliu European, din nou am avut mesajul acesta, cel mai recent, chiar de săptămâna trecută. Deci, nu spune nimeni că se poate întâmpla mâine, aveți perfectă dreptate când spuneți că a durat niște ani, e un proces care poate dura niște ani. Ce se întâmplă cu această perspectivă clară? Noi știm acum că sunt state care au în Europa și țări care au în Europa acest statut, practic, de țară candidată și această perspectivă europeană și care nu mai pro-europeanu s-au comportat. Serbia e cel mai... poate clar exemplu care îmi vine în minte, dar suntem în niște realități care, sau eram înainte de război, niște realități care cred că trebuie regândite în contextul războiului. Și să ne uităm unde sunt polii de pro-europenism, apropo de parteneriatul estic și de Balcani, unde chiar merită susținut foarte tare acest efort, chiar dacă el presupune niște capitole care trebuie încheiate, negociate capitol cu capitol și după aceea încheiate pe rând în perspectiva aderării depline. Și cine merită? Cine merită? Da. Realitatea Republicii Moldova este că are un președinte pro-european și foarte activ și foarte admirat de Europa, asta e realitatea. Da. Un guvern foarte așezat, organizat, eficient, profesionist, care lucrează în direcția asta. Mesajul oamenilor care este foarte clar, cu tot cu sondajele de rigoare care arată că este o perspectivă foarte interesantă pentru ei, perspectiva aderării și acest parcurs pro-european. Deci avem practic toate ingredientele care să permită să se facă acești pași pentru Republica Moldova. În același timp, Republica Moldova este o țară mică cu probleme mari. Și ați menționat agenda de justiție. Chiar în aceste zile, săptămâni, au intrat deja, cu toate că e război, se țin de agenda asta, a intrat deja în acea procedură de, se finalizează procedura de pre-vetting, începe procedura de vetting pe selecția de magistrați, acea comisie mixtă formată din experți și din Republica Moldova și străini care se uită la condițiile de integritate, să spunem, pe care trebuie să le îndeplinească magistrații ca să poată să-și exercite funcția, se întâmplă lucruri așa cum s-au angajat, de altfel și a lucrat la aceste proceduri împreună cu Comisia de la Veneția și cu instituțiile europene și pe această agendă de asociere. Are guvernul niște direcții destul de clare în ceea ce privește creșterea economică și, dacă nu mă înșel, chiar se preconiza o creștere bună a produsului intern brut înainte, pe estimările pe care le făcuse Fondul Monetar Internațional, adevărat, înainte de
de război. Cred că undeva la 3,5-3,8% creșterea PIB-ului, dar pentru că a venit războiul și pentru că, să fim realiști, numai schimburile comerciale cu Rusia, cu Ucraina, cu toate celelalte state din vecinătate au scăzut semnificativ în contextul războiului. Nu știu dacă pun în această primăvară, de exemplu, PIB-ul a atins 0,5%, din ce știu eu, nu creșterea produsului intern brut, e undeva la 0,30% și 5% deci, sau 39%. Deci e foarte greu, trebuie ajutată. Nu e vorba de faptul că nu au direcție, e vorba de faptul că se confruntă cu 5 crize concomitente, refugiați, energie, criză financiară cu inflație, rata inflației e foarte mare, cred că în 2021 deja crescuse undeva la 20% și pe fondul pandemiei. Fondul Monetar Internațional și celelalte organizații internaționale care se uită un pic și la cifre spun că se va duce și mai tare de atât. Deci, da, așa cum spuneam, sunt acolo probleme care evident că trebuie susținute cu eforturi financiare din partea noastră și cu niște contribuții, cum ar fi o asistență macrofinanciară care să reflecte aceste realități și în sensul acesta noi chiar am solicitat de la nivelul Parlamentului European dublarea acestei asistențe macrofinanciare și în același timp tot felul de formule de sprijin, mai degrabă granturi decât, pentru că evident că sunt cele mai decât împrumuturi. Decât împrumuturi, da. Și alte forme, în diverse formule, poate cu contribuția unor state membre, directă contribuția unor state membre care să poată să îi ajute să iasă din impas. Dar altminte, Republica Moldova a fost exemplară în gestionarea crizei refugiaților. Deși are cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor. Pentru că nu este o țară de mărimea Poloniei, de pildă, sau nu este o țară care să aibă capacitatea de gestiune a Poloniei și chiar nici chiar a României. 380.000 de refugiați au tranzitat până acum teritoriul Republicii Moldova, din care mai mult decât 100.000 sunt încă pe teritoriul Republicii Moldova. Le-a crescut populația cu aproximativ 4% în toată această perioadă. E un impact, e un impact demografic foarte mare, mai mult decât atât. Foarte mulți dintre acești oameni, cred că peste 90%, vor să rămână în Republica Moldova cu speranța că, evident, în momentul în care se oprește conflictul militar, se pot întoarce în țara lor să înceapă să reconstruiască. Foarte mulți dintre ei sunt în familii, deci sunt câteva mii în centre de refugiați, restul sunt în familii ale moldovenilor care și-au deschis ușile să-i primească pe acești oameni. Cam 48.000 sunt copii, deci aproape jumătate. Sunt și minori neînsoțiți. E o situație extrem de complicată și de delicată. Ce au făcut moldovenii și ce a făcut Republica Moldova? S-au gândit la acest sistem de cash, de stimulare cu anumite sume de bani ale familiilor respective care îi găzduiesc. S-a gândit la programe de integrare în sistemul de educație și pilotează deja astfel de programe. Se gândesc cum să integreze pe piața muncii și există deja o platformă care îi ajută și să aibă acces, de fapt ei au făcut o platformă integrată pentru toate tipurile astea de servicii, fără să fie în condițiile obligatorii, să spunem, pe care Uniunea Europeană le are în cazul directivei pentru protecție temporară. Pentru că Republica Moldova nu face parte din acest cadru legislativ. Noi încă mai bâșbuim pe aici pe acolo cum să le aplicăm în diverse state membre. Ei efectiv au reacționat, să spunem, foarte bine și cumva natural au avut reflexele bune în toată această situație. Dar sigur, trebuie să-i ajutăm și să fim solidari, să plătim aceste facturi pe care le generează toată criza refugiaților. După aceea, evident că trebuie această intervenție sectorială în economie. Ce ar însemna, pentru că discutați mai devreme, o perspectivă de aderare clară, de exemplu, un exemplu simplu care îmi vine în minte, folosirea și a altor instrumente financiare, cum este IPA, cum sunt acele fonduri pe care aceste instrumente de preaderare pe care de altfel l-a folosit și România, care sunt create de ceva vreme, care au practic conglomerat, au adunat împreună toate tipurile de finanțări, fare și cele pe care le știți. ISPA, deci, fare, da. Toate astea sunt acum ceea ce numim acest cadru IPA de finanțare. De ce să nu le folosim și pentru Republica Moldova? De ce să nu le folosim și pentru Ucraina cu niște mobilizări suplimentare, dacă e cazul? Intrăm deja, am putea să intrăm deja pe un alt parcurs pentru aceste state și cred că e important, așa cum spuneam, să o facem. Pentru că și Uniunea Europeană are nevoie de acest pro-europenism și de această resursă proaspătă în condițiile în care noi avem suficient de multe tentații, să zicem, secesioniste și
foarte eurosceptice și liberale chiar în interiorul Uniunii Europene. Spuneați de această tendință proaspătă pro-europeană din Moldova. Ea, într-adevăr, spuneți că există dincolo de Chișinău. Chișinău totuși e un, cum spuneam, un oraș cosmopolit, dezvoltat, da. E peste multe orașe, poate, și din România, ca standard de dezvoltare. Există business acolo, există oportunități în Chișinău, dar în restul Republicii Moldova, cum vedeți, cum ați simțit populația dacă ați fost, să zicem, la Bălți, în alte zone? N-am ajuns la Bălți, dar sunt, aș spune, conectată cu realitățile de acolo. Chiar și în timpul crizei refugiaților am colaborat cu diverse comunități și am încercat să ne organizăm pentru sprijin. Eu cred că rezultatele, dacă ne uităm, cred că ultimele astfel de sondaje arătau că 71% din populații, peste 70%, susține aderarea și susține această agendă pro-europeană. Pe de altă parte, uitați-vă la rezultatele alegerilor parlamentare. Pentru că sunt, și nu mă refer la cele prezidențiale, mă refer la cele parlamentare, pentru că sunt o radiografie foarte bună, inclusiv pe toate aceste raioane, pe toate zonele, chiar și cele mai complicate, să spunem, în care există splitul acesta pro-rus versus pro-european, da. Și unde, să spunem, că amprenta pro-rusă e mult mai mare. Chiar și acolo au fost surprize cu niște procente care nu ar fi fost anticipate în contextul în care știm că erau regiuni sau raioane puternic pro-ruse. Deci eu cred că există acest suflu, să spunem, chiar dacă el e mai timid în anumite locuri, pentru că PAS-ul și-a asumat o agendă foarte clară, pro-europeană în campanie. Da. Deci nu spun că acest entuziasm se va menține la nesfârșit. Da. Și ăsta e un lucru la care trebuie să fim foarte atenți. Mai ales că procesul de aderare e unul lung. Mai ales că procesul de aderare este unul lung, mai ales că oamenii așteaptă rezultate ieri. Și nu doar în Republica Moldova, până la urmă și în Ucraina și în toate acele state pe care le-am avut pe agenda de, și le avem în continuare pe agenda de asociere, și oamenii vor să vadă aceste rezultate. În primul rând, beneficiile pe care le are interacțiunea cu Uniunea Europeană și proiectul european, și aici cred că e relativ mai ușor de explicat, pentru că ele se văd în economie, da. Se văd în comerț, se văd în importuri. Adică populația chiar simte beneficiile, să zicem, sprijinului Uniunii Europene în Republica Moldova. De bună, ieri era un comunicat de presă la Comisia Europeană, 53 de milioane de euro sprijin pentru Republica Moldova, sprijin nou în plus față de sprijinul acordat până acum în criza refugiaților de 188 de milioane de euro, tot din partea Uniunii Europene. Acești bani cât înseamnă pentru Republica Moldova aceste sume? Totuși e o țară de circa 3 milioane de locuitori. Da, sigur, o țară mică în comparație cu România, dar în Uniunea Europeană sunt țări mai mici decât Republica Moldova. De asta zic, adică înseamnă, este semnificativ sprijinul Uniunii Europene, se simte la nivelul populației, la nivelul oamenilor de rând din Republica Moldova? Eu cred că este important, nu știu dacă impactul imediat, în așa fel încât fiecare cetățean din Republica Moldova să spună simt că m-a ajutat Uniunea Europeană, e unul cuantificabil. Nu e măsurabil. Dar asta nu se întâmplă nici măcar în România sau în alte state membre unde el era poate mult mai important și mai clar și mai bine structurat cu toate instrumentele de finanțare de care, de exemplu, și fondurile europene de care am beneficiat după aderare, și sunt foarte puțini oameni care știu că podul, de exemplu, pe care îl traversează în fiecare zi către școală e finanțat cu fonduri europene sau că toți copiii nepoții lor studiază în Uniunea Europeană pentru că există acest program de mobilitate care se numește Erasmus Plus. Deci, cred că trebuie și comunicat activ foarte mult despre cum concret se întâmplă lucrurile. În același timp, cred că și noi trebuie să fim mult mai prezenți acolo cu tot felul de mesaje și de programe de sprijin, și
cifrele seci nu știu dacă spun mare lucru oamenilor. Ei trebuie să vadă, de fapt, în fiecare zi niște schimbări. Pe de altă parte, vine și cu niște reforme și cu niște obligații și cu o asumare, așa cum vine peste tot, aderarea. Reforme pe care un guvern le face poate la început de mandat, mai degrabă sau în prima parte a mandatului, pentru ca după aceea să câștige, să își recâștige o rampă pentru continuitatea proiectelor în următorul ciclu de alegeri. Unele dintre ele sunt mai puțin populare, poate, pentru o parte a populației. Dar cred că trebuie să gestionăm bine, pur și simplu, situația asta și cred că oamenii pe termen mediu și lung pot și vor simți din plin aceste beneficii. Nu e neapărat acel impact imediat în buzunarul omului și acum e greu pentru că suntem și în criză, pentru că e și război, pentru că deja efectele pandemiei își făcuseră din plin simțită prezența și acum dublându-se suprapunându-se această situație de conflict peste situația de pandemie, e și mai complicat. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să își piardă oamenii speranța sau că își vor pierde foarte repede, dintr-un motiv foarte simplu. Ei văd în acest moment ce face acest agresor, da, care e practic alternativa, dacă e pro-europeană sau pro-rusă, mereu am avut această discuție referitor la Republica Moldova și unde se situează și ce direcție ar trebui să văd sub ochii lor, întâmplându-se în fiecare zi în Ucraina. Da. Și atunci cred că nu ar avea îndoieli. Dar pe, nu știu, ce părere aveți despre Maia Sandu, despre guvernul de acolo? Cum evaluați, să zicem, capacitatea dânșilor de a răzbate în politica din Republica Moldova, de a câștiga alegeri? Pentru că despre asta e vorba. În politică lucrurile se joacă pe voturi. Dacă obții voturi, rămâi la putere și de la putere poți să-ți urmezi agenda și proiectele, da? Și politicile, da? Și obiectivele strategice. Pentru altfel e foarte greu. De asta mă întreb. Care este valoarea noastră cunoscând-o, văzând ce se întâmplă acolo cu clasa politică în general? Eu cred că leadership-ul Republicii Moldova acum este fără precedent și ar putea să fie model pentru multe state și pentru multe guverne. Pentru noi. Și pentru noi. Maia Sandu este peste tot, iar semnalele de încredere pe care le-au dat guvernele statelor membre și nu numai ale statelor membre, parteneri și potențiali parteneri internaționali ai Republicii Moldova au fost extrem de calde și de pozitive. I s-au deschis toate ușile și Maiei Sandu și acestui guvern. Și Natalia Gavriliță este un premier excelent și are o echipă care lucrează așa foarte aplicat și metodic. Deci din punctul acesta de vedere e o mare oportunitate pentru Republica Moldova că are acest leadership și această președintă și acest guvern. Maia Sandu de altfel continuă aceste demersuri. Astăzi și mâine vom avea Comisia de Asociere Parlamentară UE Republica Moldova și vom avea discuții extinse în cadrul acestei comisii. S-a întâmplat ceva la Berlin ieri, despre care nu știu dacă ați aflat, dar este un eveniment excepțional pentru Republica Moldova și într-o formulă e un trio, Franța, Germania, România, de susținere, e o platformă de susținere a Republicii Moldova în care s-au coagulat practic niște donatori și în urma lansării acestei conferințe și a platformei de sprijin, Germania a declarat, și nu știu dacă ați văzut declarațiile Ministerului de Externe, că se vor pleca către Republica Moldova aproximativ 695 de milioane de euro din donații, din resurse pe care o astfel de formulă, o astfel de platformă a reușit să le strângă pentru Republica Moldova. Este absolut impresionant, ca să nu mai vorbim de faptul că Germania individual și-a asumat niște responsabilități referitoare la criza energetică și la felul în care
cu resurse energetice se poate, poate fi sprijinită Republica Moldova și asuma de asemenea faptul că va lua aproximativ 12.000 de refugiați, cred, sper că nu mă înșel, că va ajuta iarăși cu granturi, deci în format de grant cu cred că peste 50 de milioane de euro Republica Moldova. Sunt inițiative de susținere fără precedent și eu mă bucur foarte mult că și România este parte a acestor inițiative. De altfel, și ministrul Laurescu a anunțat o serie de continuarea, de fapt, unor măsuri de sprijin pentru Republica Moldova. Noi mai putem să facem un lucru foarte important și România mai poate face un lucru foarte, foarte important pe componenta de diversificare energetică și de creșterea conectivității. Știm acum că pe componenta de electricitate este conectată Republica Moldova la ENTSO-E, dar este conectată prin Ucraina, deci e destul de complicat acolo pentru că e practic o insulă, o peninsulă, să spunem, și dacă s-ar întâmpla ceva cu Ucraina, evident că e foarte mare vulnerabilitatea și pentru Republica Moldova. Putem să facem ceva aici pe partea de conectivitate și de interconectare, putem să facem pe gaz mult mai mult în sensul de a construi depozite, interconectarea, da, care trebuie finalizată și care trebuie evident crescută cu volumul mai mare și depozite. Iar asta înțeleg că a anunțat iarăși deja ministrul Laurescu și un lucru pe care l-am susținut și l-am cerut și noi de aici. Țările din vecinătate, și mă gândesc în primul rând la România, trebuie să-și crească capacitatea de depozitare pentru gaze și pentru Republica Moldova și dacă e nevoie de efectiv de construcție a unor astfel de depozite, evident că trebuie să-i ajutăm și trebuie să facem aceste depozite și să strângem resurse, să adunăm resurse, ceea ce oricum România va trebui și toate țările membre vor trebui să o facă în perspectiva creșterii independenței energetice și știți că sunt foarte aprinse discuțiile în acest sens, cu o atitudine foarte curajoasă de la nivel de Uniune. Sper să ne și iasă. Deci, iată câteva paliere, aș spune, câteva elemente foarte concrete cu care România poate să ajute mai departe Republica Moldova, dincolo de, evident, combustibil, echipamente medicale, foarte multe alimente, medicamente, donații, tot acest proces care continuă și e și firesc să o facem, e și firesc până la urmă să acordăm acest ajutor. Eu, dar am senzația că de multe ori mai mult ne lăudăm noi aici că ajutăm Republica Moldova. Cred că nu știu, oare populația de acolo, din Republica Moldova, simte sprijinul României, simte România aproape? Eu aș îndrăzni să spun că da. Chiar din experiențele de acolo, adică cred că știu acest lucru oamenii. E adevărat că depinde, așa cum spuneați mai devreme, de cât de conectată e lumea, că e Chișinău, că e Moldova mai profundă. Cred că cum ajunge informația la oameni contează foarte mult și în funcție de ce fel de surse de informare urmăresc, cât de bine comunică poate guvernul sau mai larg alți actori instituționali despre acest sprijin. Dar aș spune că el se vede. Nu spun că sunt formulele optime, nu spun că nu se poate face mai mult. Tot timpul se poate face mai mult, cred. Dar spre deosebire de alți ani în care eu nu am văzut din partea României acest angajament foarte serios și ar fi trebuit să existe, acum într-adevăr se mișcă lucrurile. Și facem. Am început să avansăm pe agenda asta. Și e un efort care trebuie susținut de la nivelul tuturor partidelor politice, trebuie să folosim toate rețelele pe care le avem, formale, informale. Nu cred că are niciun fel de importanță să existe sau să solicite cineva vreun fel de exclusivitate, nici n-am văzut de altfel această intenție. Noi lucrăm bine și aici, în delegație, în ceea ce privește Republica Moldova. Aici măcar sunteți toți, toate partidele, nu românești. Suntem principalele partide și e un efort foarte unit. Eu apreciez acest lucru, că la nivelul delegației, în ceea ce privește Republica Moldova, indiferent că discutăm despre liberal, despre social-democrați, despre Renew, care au toată reprezentare, suntem cu aceeași voce. Iar asta face foarte bine. Face foarte bine, în primul rând, la ce înseamnă susținerea efectivă în momentul în care vrem să împingem o anumită agendă mai departe. Și dă și încrederea partenerilor internaționali care văd reflexul de unitate
politică pe astfel de teme, când unii dintre ei știu că poate nu ne înțelegem prea bine acasă pe alte teme, dar aici această unitate cred că e un semnal foarte important.